Eu cred că Antonio chiar s-a îndrăgostit de adevăratele și chiar are niște sentimente extrem de profunde față de Maria. Probabil le avea mai de mult, dar frica și teama de o relație serioasă cu o femeie, cu un copil, a făcut să oscileze. Pentru că am descoperit acum se schimba Vlăduț și aici este dormitorul lui Antonio, da? Noptiera lui cu unde dormea el. Știți că s-a mutat la Roberto, dar nu are voie să-și ia și hainele. Și genii el aici vine și ia haine, se schimbă și merge acolo doar să doarmă. Și și-a pus pe noptiera aceasta o poză cu el și cu Maria. Mi s-a părut foarte drăguț lucrul acesta. Adică nu numai că a luat-o pe Maria și a pus-o în tabloul acela cu palma lui. Gen, a pus-o pe Maria în palma lui și a mai lăsat o poză aici la unde are el hainele, tot cu el și cu Maria. Mie mi se par niște lucruri extrem de drăguțe și care să arate sentimente.